Astăzi s-a dat startul înscrierilor în clasa pregătitoare, iar la nivelul județului Hunedoara, încă din prima zi, au fost depuse aproape 700 de cereri din partea părinților. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara spun că cererile pot fi depuse atât online cât și fizic în perioada 3-18 mai, aceasta fiind prima etapă de înscrieri, iar rezultatele vor fi afișate în data de 31 mai. În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc până la data de 1 septembrie 6 ani. Iar pentru copiii care împlinesc această vârstă în perioada 1 septembrie-31 decembrie, părinții trebuie să depună și o recomandare eliberată de unitatea de învățământ preșcolară. E foarte important să știe părinții că începând cu data de 5 iunie va avea loc a doua etapă de înscriere. Astfel, pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, părinții sau tutorii legali trebuie să pregătească următoarele documente. Certificatul de naștere al copilului, copie și original, copie de pe actul de identitate al părinților, actul de identitate original al părintelui care înscrie copilul, certificat de căsătorie sau, unde este cazul, hotărâre de încredințare a copilului, copie și original. Sunt în măsură să vă spun că astăzi, fiind prima zi de înscriere, până la această oră, din baza noastră de date din sistemul informatic, să știți că la nivelul județului Hunedoara s-au înregistrat deja 691 de cereri. Avem în proiectul planului de școlarizare 3009 locuri pentru clasa pregătitoare. Acest număr de locuri a rezultat în urma propunerilor pe care le-am primit din partea unităților de învățământ. Este o cifră care va asigura un loc pentru fiecare copil care îndeplinește condițiile pentru a fi înscris în clasa pregătitoare.